Salutare tuturor! Doamne ajută! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom vorbi despre familie sau carieră. Părinții trebuie să-și facă vreme cât mai multă pentru copii, chiar în dauna muncii lor și a carierei lor. Iar femeile trebuie să ducă viață simplă, ca să se poată ocupa mai mult de copiii lor atunci când aceștia au nevoie. Starețul Paisie Aghioritul. Bărbatul trebuie să se mulțumească cu puțin, cu cele de care este neapărat nevoie și să nu se arunce la mult, fiindcă atunci va avea mai multă vreme ca să stea acasă cu nevasta și copilașii. Să se îndeletnicească cu faptele bune, să se roage și, îndeopște, să petreacă în căldura și confortul familiei, nu să fie tot timpul încordat, încercând să câștige tot mai mult. Cred că soluția corectă nu stă în a câștiga o grămadă de bani, ci în organizarea creștină a vieții noastre, fiindcă omului s-a zis că nu merită să-și facă griji pentru multe, căci un singur lucru este de trebuință. Luca 10, versetul 41-42. Starețul Paisie Aghioritul. Singur ne complicăm viața mult alergând după bunuri materiale. Nu ne gândim că cu cât avem mai multe bunuri ale civilizației, cu atât mai multe probleme ne adăugăm nouă înșine și familiei noastre. Ne agităm peste măsură, pierzându-ne prețioasa liniște. Ne împrăștiem. Femeia este silită să lucreze pentru că chipurile nu ajung banii, iar ca rezultat copiii rămân lipsiți de mamă. Pentru niște lucruri nesemnate, pierdem sensul și scopul familiei. Totuși, cei mai mulți dintre noi nutrim iluzia că nu o scoatem la capăt cu banii și de aceea tot mai multe femei lucrează. Nu o scoatem la capăt cu banii fiindcă vrem să avem video, televizor, mașină nouă, o mulțime de bijuterii. Ne înghite deșertăciunea și nu ne putem opri deloc. Vrem tot mai mult. Și ca urmare, copiii rămân lipsiți de atenție. Aceasta este o greșeală uriașă. Iată ce trebuie să pricepem. Atunci, problema va înceta să existe. Starețul Paisie Aghioritul. Acestea au fost câteva sfaturi înțelepte pentru părinți de la sfinți și mari duhovnici. Despre familie sau carieră. Până data viitoare vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor!